întâmplarea făcut să-l cunosc pe Nicu încă de când eram la grădiniță. Cred că aveam 5 ani, era prieten cu frații mei mai mari și tot timpul de câte ori ne-am întâlnit după aceea, când am fost colegi de meserie, mă eticheta ca drept afurisita aia mică, pentru că mă acuza că sunt anaibii, pentru că mi-a spart o minge, mi-a luat mingea și a jucat fotbal cu băieții pe strada noastră, de atunci trecea tramvaiul și a călcat mingea tramvaiul și mi-a spart mingea și m-am dus la el cât de mică eram și spune că l-am zguduit de crații pantalonilor, am tras și am zis, te omor cu mâinile mele, tu să-mi dai, mi să-mi plătești mingea, să-mi cumperi o minge nouă. Și când s-a văzut cât de tare îmi ceream dreptul, m-a catalogat că sunt afurisită. A trecut timpul, eram elevă la liceul Sfântul Sava, când Nicu a venit pe post de instructor artistic la brigada artistică a liceului. Și a făcut o brigadă minunată, am luat noi premii, atunci erau foarte importante, am luat premii pe sector, pe capitală, pe nu știu ce, brigada liceului Sfântul Sava, și Nicu cu aer profesoral, așa, mi-a zis să dai la teatru, că ești foarte talentată. Eu aveam oricum de gând să dau la teatru, dar el m-a îndrumat cu hotărâre și de atunci cred că a rămas convins că el m-a determinat, pentru că ulterior mă prezenta pe peste tot. Eu am fost profesorul ei, deci sigur că eram profesor pe Alexandru Finții, dar el rămăsese cu gândul că m-a îndrumat ca un profesor către actuala meserie și timpul a trecut și am fost nevastă în atât de multe comedii muzicale. De obicei așa se nimereau, nevasta furisită, și Nicu juca rolul soțului îngăduitor și cu stoicism, răbdând capriciile nevestii. Am avut cuplete împreună, am avut scenete împreună, am avut atât de multe premiere la teatru. Ultimul spectacol, de fapt, în care a jucat Nicu, care s-a numit Poftă bună la Tănase, a fost un spectacol construit pe trei piloni, să spun așa, importanți, micro-recitalurile a trei artiști, Nicu Constantin, Gabi Dorobanțu și eu. E și un afiș în sensul ăsta, care cu fotografiile noastre mari, și Nicu venea impecabil îmbrăcat, ca întotdeauna, era tare atent la scenă, era cu pantofii lustruiți, întotdeauna cu costumele albe impecabile, cu papion, era ca motănel, așa avea dorința de a fi un fel de Frank Sinatra, întotdeauna a privit foarte sus și a dorit mult de la el, poate pentru asta și a ajuns sus și l-a iubit lumea atât de mult, era foarte exigent cu propria meserie și cu partenerii care îl înconjurau. Și uite că timpul n-a mai avut răbdare cu el și ne l-a luat pe Nicu, un tip bun, fundamental bun și generos, și mi se pare stupid să vorbesc de cât de talentat era Nicu, asta știe toată lumea. Am simțit nevoia poate mai mult să vorbesc de Nicu cel din viața civilă, Nicu particular, Nicu omul. Știți că așa scria pe cartea lui de vizită, nu știu dacă va povesti cineva asta. Scria Nicu Constantin om.